Ion Minulescu s-a născut la București pe 6 ianuarie 1881, la doar o săptămână după ce tatăl său, Tudor Minulescu, murise chiar în seara de Revelion. La scurt timp după aceea, mama lui s-a mutat la Slatina, copilul a urmat școala primară și gimnaziul la Pitești, dar a dat examenul de bacalaureat la pensionul particular Brânză și Arhirescu din capitală. 2 ani mai târziu, tânărul a plecat la Paris pentru a studia dreptul, dar, intrând în contact cu boema artistică, și-a schimbat planurile, a renunțat la studiile juridice și s-a concentrat pe activitatea literară. După 4 ani, s-a întors în țară, iar în 1905 a publicat câteva fragmente de proză din jurnalul unui pribeag în revista Viața Nouă. Un an mai târziu, în 1906, Ion Minulescu a început să publice o parte din versurile ce vor compune romanțele pentru mai târziu în revista Viața Literară a lui Ilarie Candy și tot în această perioadă a început prietenia sa cu Dimitri Anghel. Pe 11 aprilie 1914, scriitorul s-a căsătorit cu profesoara de desen Claudia Milian și ea poetă, cei doi având o fetiță, pe Mioara Minulescu, artist plastic. În perioada războiului, între 1916 și 1918, soții Minulescu s-au refugiat la Iași, au revenit în 1919 la București și au devenit unul dintre cele mai mondene cupluri ale epocii interbelice. O oră cu poetul Ion Minulescu acasă la el înseamnă o călătorie retrospectivă în 3 sferturi de veac. 30 de ani s-au împlinit de la apariția romanțelor pentru mai târziu, dar poetul respiră parcă eterna tinerețe a boemei pe care a trăit-o, a boemei Parisului de acum 4 decenii și a boemei bucureștene din care azi au mai rămas doar răzlețe imagini. Te afli în casa poetului Ion Minulescu sub acoperământul împătimitului de frumusețe. Nu voi enumera operele străine și românești, gloriale plasticei aninate în cadre pe pereți, icoanele pe sticle ale făgărașului, sfeșnice aduse de peste hotare, cu flăcăruia amintirilor arzând nevăzută pentru noi. Făptura lui populară trecând pe aria unei șansonete, fluierate distrat sub pălăria mare, fularul, veșnicul fular minulescian, trecând strada ca o pasăre ciudată, te primește acasă cu aceeași dinamică sufletească, umplându-ți sertarele minții cu atâtea amintiri, vorbe de duh și săgetându-te cu zâmbetul de mare copil al poetului. Când amintirile au tăcut pentru o clipă, am întrebat: care este sentimentul pe care îl încercați la împlinirea acestor 3 decenii de când a pornit ritmul romanțelor pentru mai târziu? Parcă nici nu-mi vine să cred că de la apariția primului meu volum de versuri au trecut 30 de ani. Mă dă de gol însă versul Era prin anul 1908, îmi pare, din romanța Noului Venit, cu care începe primul meu volum de versuri. Recunosc clar că, oricât de tinere mi-ar părea romanțele mele pentru mai târziu, astăzi ele mă îmbătrânesc totuși cu 30 de ani. Și când mă gândesc că în anul când apăruseră, depășisem un sfert de veac din viață. În schimb, mă mângâie cu generozitatea așa ziselor spirite de echipă, care de câte ori mă ascultă rostindu-mi versurile în public, îmi acordă parcă circumstanțe atenuante, grație cărora mă simt mult mai tânăr decât sunt cu adevărat. Secretul acestui fericit fenomen intim constă probabil în modul cum înțeleg eu să-mi pun în valoare producția poetică. Un magazin de pietre prețioase, dacă nu are și o vitrină somptuoasă în care să-și expună marfa din interior, dă faliment. Așa se întâmplă și cu versurile noastre care, oricât de valoroase ar fi ele din punct de vedere artistic, citite numai prin volumele în care au fost publicate sau recitite la festivități culturale de către autorii lor, pur și simplu papagalicește, rămân aceleași litere moarte sau, cel mult, rezonanțe fără ecou și atâta tot. Când le rostim însă, nuanțându-le după personalitatea ideilor din fraze, versurile noastre se animă parcă și, căpătând aripi ca și zburătoarele pământului, în loc să se piardă în vânt fără nicio urmă, se rotesc agresive în jurul sufletului colectiv al auditorilor în somn, până ce pătrund în el ca într-un buzunar în care până atunci nu s-ar fi găsit nimic de preț. Iată în ce consta așa zisul secret profesional al versificatorilor cu valută forte. Un prieten căruia îi explicasem odată mecanismul succesului în public al unui versificator care posedă darul de a vorbi tot așa de bine precum știe să scrie,
Întrebându-mă pe un ton de glumă ce are a face scripca cu iepurele, i-am răspuns: adevărat, n-are nimic de a face scripca cu iepurele, mai ales când nu-ți convine să vezi decât o scripcă la dreapta și un iepure la stânga. Dar când faci un efort de imaginație să vezi iepurele călare pe scripcă sau să auzi scripca modulând năzuințele sufletești ale iepurelui poet, nu te mai gândești la clasica lașitatea iepurelui, ci numai la sonoritatea unor armonii nebănuite până atunci. În perioada interbelică, poetul a fost inițiat în francmasonerie, la fel ca și soția sa, Claudia Milian Minulescu, care a devenit una dintre puținele femei legate de Marea Lojă de Adopțiune Steaua Orientului, ce fusese fondată pe 1 martie 1922. Sunt consemnate numele a 24 de surori inițiate în mișcare, printre care prozatoarea Bucura Dumbravă, actrița Agepsina Macri Eftimiu, soția scriitorului Victor Eftimiu, Zoe Palade și Smaranda Maltop, soția colonelului Mihail Maltopol. Pe 11 aprilie 1944, chiar în ziua aniversării căsătoriei sale și la aproape o săptămână de la bombardamentele americane asupra Bucureștiului, Ion Minulescu, ajuns la vârsta de 63 de ani, a murit la spitalul Brâncovenesc. Cu Ion Minulescu a dispărut o figură foarte vie a mișcării noastre literare, un temperament original, amestec de boem și dandy, purtător de steag al tendințelor de înnoire în lirica românească, după Macedonski, după Mircea Demetriade, Ștefan Petică și Iuliu Săvescu, înaintașii cărora le-a adus uneori omagiul său. Nimeni din câți l-au cunoscut l-au auzit citindu-și versurile pe scenele pe care apărea cu plăcere sau numai l-au văzut trecând înfășurat în marile lui șaluri colorate, nu vor putea uita pe artistul independent, în persoana căruia s-au concentrat timp de aproape 4 decenii lozincile modernismului literar. Monologul lui exploziv, făcut din verva paradoxală și cinică, va lipsi de aici înaintea celora care se obișnuiseră să vadă în el un camarad sau un înaintaș. Scria Tudor Vianu într-un articol omagial închinat lui Ion Minulescu în iulie 1944 în revista Fundațiilor Regale. Claudia Milian a trăit încă aproape 20 de ani până în 1961, transformând apartamentul în care a locuit împreună cu fiica sa într-un mic muzeu care putea fi vizitat cu o programare prealabilă. În 1991, Mioara Minulescu, ajunsă la o vârstă înaintată, a donat Muzeului Literaturii Române casa părinților și toate bunurile din locuință, inclusiv desenele mamei și manuscrisele tatălui, cu condiția ca acestea să fie păstrate, ca și cum părinții săi ar locui încă acolo. Casa memorială Ion Minulescu și Claudia Milian se află în București, pe Bulevardul Gheorghe Marinescu 19, în cartierul Cotroceni.